Bună ziua tuturor! Dați-mi voie să vă spun că e o bucurie pentru administrația ieșeană, cu scuze de rigoare că a trebuit să treacă prea mult timp, mult prea mult timp, aproximativ vreo 30 de ani, până când astăzi Consiliul Județean Iași demarează practic primul parc industrial în județul nostru. Astăzi semnăm contractul de achiziție publică pentru execuția lucrărilor la Iași Industrial Park, un parc implementat de către Consiliul Județean. Pentru că și Miroslava, și Iași, și Lețcanul au ceva pași făcuți înaintea administrației publice județene, așa nume aici a Consiliului Județean. Și venim din urmă prin semnarea acestui contract astăzi. Este un pas important pe care îl face Consiliul Județean pentru operaționalizarea acestui obiectiv pe care ieșenii îl așteaptă de foarte multă vreme. Au fost depuse două oferte, iar firma desemnată câștigătoare este SECE Iași Sicone SA. Contractul a fost atribuit prin licitație publică, derulată prin intermediul mijloacelor electronice în SICAP, de către Direcția de Achiziții Publice a Consiliului Județean și vreau să mulțumesc prin doamnei director Mușchieru întregii echipe. Criteriul de atribuire a fost prețul cel mai scăzut, iar valoarea contractului este de 15.024.644 de lei fără TVA. Lucrările la Iași Industrial Park presupun construirea unei clădiri administrative, a unui drum și a împrejmuirii, amenajarea terenului și realizarea rețelei de utilități. Aș vrea să le mulțumesc încă o dată ieșenilor pentru încredere și așa cum ne-am asumat la preluarea mandatului, realizarea de parcuri industriale este un obiectiv major pentru administrația liberală a Consiliului Județean și pe lângă cel de la Lețcan avem avansate procedurile pentru cel de la Holboca, Pașcani și avem alte câteva obiective unde ne dorim demararea de parcuri industriale. Dumești, Podul Iloaiei și alte câteva comunități. Infrastructura pe care o punem la dispoziție pentru mediul de afaceri va genera în final locuri de muncă, dar și venituri suplimentare considerabile la bugetele comunităților locale. Astfel, putem crește calitatea vieții ieșenilor din județul nostru și putem să le oferim tinerilor mai multe oportunități și soluții de a se realiza profesional. Fără, și subliniez acest lucru, a mai fi nevoiți să investească în alte județe sau să fie nevoiți să plece din România. Prin aceste parcuri industriale putem să atragem investitori importanți din țară sau îi vizăm mai ales pe cei din străinătate, de care județul nostru are mare nevoie să se dezvolte. Iar zona metropolitană a municipiului Iași poate să acapareze, să atragă astfel de investitori. Avem exemple de succes și la Miroslava, avem exemple de succes și la Lețcani, Holboca sau Tomești. Din păcate, trebuie spus și acest lucru, Consiliul Județean Iași, sub vechea conducere social-democrată, ca să spunem cu subiect și predicat, a tărăgănat ani de zile demersurile pentru implementarea și operaționalizarea lucrărilor la parcul industrial de la Lețcani. Și abia acum am reușit împreună cu echipa din cadrul Consiliului să demarăm aceste lucrări. Aș vrea să mulțumesc Guvernului României care a alocat pentru anul 2021 o sumă de 8 milioane de lei pentru implementarea acestui proiect și sunt convins că împreună cu echipa constructorului, într-un timp cât se poate de scurt, vom reuși practic să dăm și în folosință acest parc industrial. Potrivit contractului pe care astăzi îl semnez cu reprezentantul companiei Asicom, domnul Băianu, el va fi gata în 2 ani de zile. Și eu sper mai repede, domnule director, și vă urez dumneavoastră și întregii echipe mult succes, să fiți primii care pentru Consiliul Județean Iași vor reuși să implementeze un parc industrial. Vă rog și pe dumneavoastră, pentru că sunteți dincolo de ieșeni și un om de afaceri și sunt convins că puteți să transmiteți opiniei publice cât de importante sunt astfel de parcuri industriale pentru dezvoltarea economică a unei regiuni.
Parcul industrial de la Lețcani este, din punctul meu de vedere, un proiect novator care va crea, așa cum spunea domnul președinte, foarte multe locuri de muncă. Este un proiect gândit, din punctul meu de vedere, bine, în corelare cu zonele de transport aferente lui. Și ca sistem de construcție este un sediu administrativ cu o construcție modernă, o construcție care să fie supusă legilor privind economia de energie. Și, de asemenea, cred că este bine gândit modul în care se vor amplasa acele clădiri în parcul industrial. Sperăm ca să rezolvăm acest proiect în maxim 18 luni sau chiar mai puțin, depinde de starea vremii, care va fi în lunile următoare. Așa cum se știe, Iasicon a implementat multe proiecte europene, și sigur vom face față cu echipa pe care o vom desemna pentru coordonarea acestui șantier, cerințelor din proiect și cerințelor beneficiarului. Mulțumim foarte mult! Stimați ieșeni, sunt convins că împreună Consiliul Județean Iași cu întreaga echipă și executivul și mai ales legislativul Consiliului Județean, cu sprijinul constructorului, vom reuși într-un timp cât se poate de scurt să dăm mediul de afacere acest parc industrial. Aș vrea să mulțumesc și colegilor vicepreședinți, astăzi prezent vicepreședintele Marius Dangă și executivului și grupurilor de consilieri județeni pentru implementarea acestui proiect. Doamna director, cu permisiunea dumneavoastră, putem să semnăm contractul, da? Domnule director, vă dau pe dumneavoastră să fie de bun augur pentru județul nostru. Noi sperăm ca în toamna acestui an să înceapă în forță lucrurile la parc, mai ales că avem niște bani de cheltuit. Și ar fi păcat să-i ducem pe anul viitor. Director, tot în baza dumneavoastră, în grija dumneavoastră și a echipei, vom lăsa acest proiect important. Bun. Domnule director, mulțumim mult, să fii de bun augur și să aveți vreme bună și suport la lucru. Mulțumim. Bun. Mulțumim mult.